Salutare hudinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta o să aflăm povestea adevărată și înfricoșătoare a lui Amanda. Trebuie să rămâneți până la finalul episodului ca să aflați și voi această poveste. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar în stânga avem 3 casete bânduite pe care se află un desen foarte vechi. Mamă, deja este înfricoșător și o să luăm caseta cu numărul 1 și scrie pe ea episodul 1 și o introducem în acest televizor ca să ne uităm la ea. Începe povestea. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? La început avem cele două personaje și o avem în stânga pe Amanda și acum pe ecran este tot ea, iar în dreapta îl avem pe Wooly. Hai să vedem despre ce este vorba, pentru că ea ne-a spus că iubește merele, după care m-a întrebat și pe mine dacă îmi plac merele. Hai să scriu și eu yes și să vedem ce se întâmplă. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Acum povestea începe să devină din ce în ce mai ciudată, pentru că Wooly ne spune că el este alergic la mere. Însă Amanda spune în felul următor: stai liniștit, Wooly, nu e nicio problemă, oricând ai putea să încerci ceva nou. Dar de ce ar vrea Amanda ca Wooly să mănânce mere dacă el este alergic? După care Wooly ne spune că nu știe unde este magazinul, deci nu am avea cum să cumpărăm mere dacă nu știm unde este magazinul. Dar Amanda iară spune: nu e nicio problemă, și mă întreabă pe mine dacă știu unde este magazinul. Hai să vedem, avem aici mai multe clădiri, de fapt două la număr, și dacă apăs pe cea din stânga să vedem ce spune Amanda. Do you know where the store is? Mă întreabă din nou dacă știu unde este magazinul. Băi, o să aleg acum topoganul, mă prefac că nu știu unde este magazinul. Hopa, devine din ce în ce mai nervoasă și pe lângă asta mi-a lăsat doar magazinul să îl aleg. Adică nu mai avem căsuța din stânga și nu mai avem nici topoganul. Hai să apăsăm pe magazin să vedem ce se întâmplă. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded, but... And look, there are apples. Can you see apples? Acum am ajuns la magazin, însă oița nu prea pare să fie atât de fericită, dar Amanda mă întreabă dacă știu cum să spun măr. Ok, da, știu, hai să scriu aici apple. Good job! Now we can make apple pie. După care îmi spune că este timpul să facem prăjitură de mere. Băi, cât de ciudat este, frate! Mamă! Deci mi-a zis că vrea să facem prăjitură cu mere, dar de ce să facem această prăjitură dacă Wooly nu poate să mănânce? Adică o să-l forțeze pe Wooly să mănânce prăjitura cu mere? Holy mama! Deci aceasta este prima casetă. Hai să vedem și caseta cu numărul 2. Să ne uităm să vedem despre ce este vorba pe aceasta. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi everyone. I'm Amanda. I'm Wooly. Today we're going to get meat for grandma. But isn't grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Din nou avem o poveste foarte, foarte ciudată și pe această casetă. Caseta începe cu Wooly, care pare că încearcă să ne spună ceva gen: cred că vrea să ne spună să nu ne mai uităm niciodată la acest desen. Însă, dintr-o dată se întrerupe transmisiunea și apare Amanda, care ne spune din nou că ea este Amanda, se prezintă frumos, îl prezintă și pe Wooly, dar intervine ceva și mai creepy. Trebuie să mergem să luăm carne
pentru bunicuța. Numai că Wally ne spune, dar bunicuța nu e vegetariană, adică de ce să luăm carne pentru ea dacă ea nu mănâncă carne? Și din nou Amanda ne spune că trebuie să mergem să luăm carne. Este exact aceeași treabă ca și cu merele, adică ce vrea să-i dea bunicuței să mănânce carne, deși ea este vegetariană, nu vi se pare cam ciudat puțin? După care mă întreabă care este măcelăria, unde este domnul măcelar și o să aleg magazinul de înghețată să văd ce spune. Oh no, oh no, m-am mai întrebat odată, poți să ne spui unde este măcelarul? Hai să vedem. Ok, mi-a scos magazinul de înghețată și mă lasă să apăs doar pe măcelărie. Din nou a fost foarte, foarte ciudat. Ați văzut că Amanda ne întreabă din nou dacă știm ce vrem să luăm de la măcelar. Noi știm că vrem carne, însă Wally ne-a făcut semnul cu mâinile. Nu spune, nu carne! Adică bunicuța este vegetariană. Dar hai să scriem meat, pentru că vrem carne. Hopa, măcelarul ne dă carnea? Mamă, cum taie carnea măcelarul! E creepy! Și ia uitați-vă la fața lui Amanda! Se uită ciudat la Wally! Au, nu, și Wally a făcut așa cu mâna ca și cum ar vrea să se apere de Amanda? Mamă, pare ca și cum îl silește să facă lucruri, adică el nu vrea să facă anumite lucruri, însă ea îi spune, fă asta, Wally, să ieși în fața camerei, se filmează. Hai să vedem ce se întâmplă și pe episodul 3, pentru că primele episoade au fost foarte, foarte ciudate și înfricoșătoare puțin, mai ales măcelarul acela. E lună plină. Ci că e întuneric afară, hai să mergem acasă. Și dacă de exemplu apăs să mergem în locul de joacă? Mamă, s-a enervat Amanda, frate! Oh, nu! Deci a zis să mergem acasă. Gata, Amanda, mergem acasă. Mamă, ce față creepy are, uitați-vă. Și acum mi-a spus că trebuie să bat la ușă. Hai să batem la ușă să vedem ce se întâmplă. Oh, no! What? A zis ceva, frate? Mamă, n-am înțeles ce vrea. Cred că vrea să spun ceva. Hai să scriem, de exemplu, hi. Nu pot să scriu, trebuie să scriu ceva mai lung. Hello. Oh, nu, ce se întâmplă? Ce-i cu scrisul ăsta, frate? Și ce-i cu creatura aia? O să vedem o nouă casetă care încercăm să o găsim, pentru că este o casetă secretă, frate, și ar fi caseta cu numărul 4. Deci trebuie neapărat să rămâneți până la sfârșit. Și hai să punem episodul 1, să începem cu începutul și o să trecem o dată prin joc normal, adică efectiv așa cum este jocul. Hai să vedem. Da, deja știm începutul, Amanda spune că ea este Amanda și îl avem și pe Wally, oița, însă spune că îi plac și merele și eu trebuie să spun că și mie îmi plac merele pentru că mă întreabă, așadar o să-i fac pe plac la început și după aceea o să fac exact invers, adică o să-i spun exact ce nu vrea să audă, însă hai să-i scriem la început, yes. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is?
Acum intervine problema, pentru că Amanda ne spune în continuare că ei îi plac merele și așa mai departe, dar Wally ne spune că este alergic la mere. Și Amanda îi spune, nu-i nimic Wally, stai liniștit, oricând poți să încerci ceva nou. Adică de ce ai vrea să încerce ceva nou dacă este alergic la mere? E posibil să moară? What? Deci este foarte, foarte ciudat ce încearcă Amanda să facă. Și după care mă întreabă pe mine dacă știu unde este magazinul, pentru că Wally spune că nici măcar nu știe unde este magazinul de la care poate să cumpere mere. Așadar, acesta este magazinul și o să îl aleg. După aceea, cei doi ajung la magazin și este puțin ciudat pentru că Wally ne spune în felul următor, căci că este foarte, foarte mare îmbulzeală la magazin, dar de fapt sunt doar ei doi, ceea ce este puțin cam suspect așa, și Amanda mă întreabă dacă pot să spun măr. O să spun măr, adică apple în engleză. Nice, după care ea spune perfect, acum putem să facem prăjitură cu mere, adică exact ce nu poate să mănânce Wally. Hai să punem acum caseta cu numărul 2 și să facem tot jocul, după care sunt curios ce o să se întâmple când o să fac exact pe dos, frate. Acum este foarte, foarte ciudat și episodul cu numărul 2, pentru că la început ați văzut că vine Wally și încearcă să ne spună ceva, dar este întrerupt de Amanda. El vrea să ne spună ceva de genul să nu ne mai uităm la desenul acesta, însă Amanda vine, întrerupe transmisiunea și după care ea spune că trebuie să mergem să cumpărăm carne pentru bunica, dar Wally ne spune din nou, zice, dar nu cumva bunica este vegetariană, asta e foarte suspect din nou, adică de ce ai cumpărat carne dacă bunica este vegetariană? Bunica nu o să mănânce carne, gen, o să o forțezi să mănânce carne, Amanda? Foarte, foarte ciudat. Și mă întreabă Amanda unde este măcelăria, unde este domnul măcelar. Și o să aleg aici pentru că avem carnea deasupra acolo și hai să vedem. Dacă ați observat, mai este ceva aici super interesant. Noi trebuie să-i spunem măcelarului ce vrem și trebuie să scriem carne pentru că asta vrea Amanda. Dar când Amanda ne întreabă dacă putem să-i spunem măcelarului ce vrem, Wally ne face semn să nu-i spunem, frate, nu spune nimic, utinașule, dar eu o să scriu carne, adică meat, pentru că trebuie să ducem povestea până la sfârșit. Hai să vedem. Mamă, ce creepy e. Și acum iese măcelarul, ia carnea, frate, și ia uite cum feliază carnea. Băi, e mult prea creepy acest desen. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți, însă mie mi se pare creepy, frate. Ia uite-l cum taie, băi, la carne. Nebunaticul. Și cum s-a uitat Wally și s-a retras așa. Mamă, zici că voia să-i dea bucata Amanda. Și acesta a fost episodul cu numărul 2. Hai să vedem și episodul cu numărul 3, după care o să deblocăm și caseta secretă. Baba mia. Acum Amanda ne spune că este întuneric afară și trebuie să mergem acasă. Ok, asta este casa din stânga, apăsăm să mergem. După care îmi spune să bat la ușă, bine. Mamă, se transformă! Și a zis ceva, dar nu înțeleg ce.
Ok, super, super ciudat. Și aici nu știu exact ce ar trebui să scriu așa, dar o să scriu hello pentru că îmi zice un cuvânt, dar îl zice foarte, foarte ciudat cu o voce din asta așa modificată. Zici că e o voce demonică așa și nu pot să înțeleg ce zice, dar hai să scriem hello. Wow, uite-te și tu ce se întâmplă. Oh, nu! Mama mia, bro. Băi, nu pot să cred, frate. Deci ați văzut și voi ce s-a întâmplat. A apărut acel monstru care este posibil să fie Amanda, pentru că seamănă cu ea efectiv. Adică nu știu dacă e 100% Amanda, dar seamănă cu ea, așadar e posibil să fie ea. Și haideți să vedem acum ce se întâmplă dacă scriem exact pe dos, da? Deci ea vrea să ne placă merele și o să spun că nu-mi plac merele și așa mai departe. Hai să punem episodul 1, să vedem, o să ne distrăm de Numa, pentru că o să o enervăm pe Amanda. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? Bun, acum m-a întrebat dacă îmi plac merele și o să zic no. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Acum mă întreabă din nou dacă știu unde este magazinul și eu o să selectez, de exemplu, tufa. Mamă, nici nu merge copacul. Nu merge, bro. Hai să selectăm atunci topoganul. Mamă, mă întreabă din nou dacă știu unde este. Nu, o să pun din nou topoganul. Băi, mi-a șters toate variantele și mi-a lăsat doar magazinul. Mamă, ce mărlană e Amanda. Ok, nu prea mai am altă cale, frate. Trebuie să apăs pe magazin, serios? Și acum mă întreabă dacă pot să spun măr și eu o să scriu, ia să mă gândesc, o să scriu meat, o să scriu carne. Say apple. Scriu iară meat. Apple. Mamă, mă ceartă, spune măr, îmi spune, scrie apple. Nu vreau să scriu, ia stai să vedem, scriem altceva, să scriem căpșoni. Bă, am scris căpșoni și mi-a scris automat apple, adică măr. Nu-i corect, are cheat-uri, Amanda. Frate, jur, am scris căpșuni și mi-a scris ea apple. What? Doamne. Băi, nu pot să cred. Hai să punem episodul numărul 2. Mama mia, deci are cheat-uri. Bun, și acum m-a întrebat unde este măcelarul, pentru că vrea să mergem să luăm carne pentru bunica, deși bunica e vegetariană, așadar o să-i arăt magazinul de înghețată. Mamă, și Wally dădea din cap să nu-i arăt unde este, unde este măcelarul. Ok, o să selectez din nou magazinul de înghețată. Băi, mi-a șters magazinul de înghețată și mie îmi place înghețata, nu pot să cred. Oh, no, și mi-a mai lăsat doar măcelăria. Trebuie să dăm pe măcelar, frate. Mamă, ce creepy e. Din nou ne-a făcut Wally semnul acela gen nu-i spune, nu-i spune ce trebuie să luăm, ok. Și uite, acum o să-i spun că vreau măr, gen măr. Mamă, vrea să-i spun carne, gen o să scriu măr. Băi, ce s-a supărat, ați văzut ce s-a supărat Amanda? O să scriu tot măr. Bă, am apăsat pe A, gen, sau A, și apăs pe R și îmi scrie meat din nou. Mamă, deci are cheat-uri. Deci efectiv dacă șterg și apăs de exemplu acum pe K,
capa și mi-apare M, apăs iară pe capa, mi-apare E, apăs pe capa, apare A, what? Și dacă mai apăs o dată mit. Băi, nu e corect. Deci scrie ea în locul meu cum ar veni pe ecran. Wow, e foarte ciudat. Îmi controlează ecranul, Amanda. Ia uite pe măcelar cum dai acolo, Mărlanu. Și uite cum se uită acum la Wally. Și Wally se sperie dintr-o dată. Bun, deci am avut episodul 2 care a fost super, super ciudat. Și hai să vedem acum și episodul 3. Băi, deci am făcut totul pe dos, exact cum nu a vrut Amanda. Mamă, hai să vedem episodul cu numărul 3. Acum ne-a spus că este întuneric afară, să mergem acasă, dar eu nu vreau să mă duc acasă, vreau să mă duc în parc. Nu, 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 Amanda, nu acasă, în parc. Băi, ce nervoasă e, mi-a șters parcul de aici, bro, și uitați-vă la fața ei. Fața este că, nu știu, dacă de exemplu ai fi într-un film horror, frate, și ai încerca să fugi de cineva, probabil că ai fugi într-o casă să te ascunzi. Însă, în situația asta, nu știu dacă m-aș duce în casă, adică pare mai horror în casă cu Amanda decât afară, ok, dar nu îmi dă altceva de ales, așadar trebuie să aleg casa. Și acum mă pune să bat la ușă, dar aș putea, de exemplu, să bat în geam. Bă, ce nervoasă e! Mai dau încă o dată pe geam. Mamă, nu mai poate de nervi, bro. Și mi-a scos geamul, deci nu mai pot să mai apăs pe geamul ăsta din stânga și mi-a mai lăsat doar ușa. Deci trebuie să apăs pe ușă. Bă, ia uitați-vă cum face. Mamă, deci e super, super înfricoșătoare. Și acum scriem din nou hello. Și apare monstrul acela care e posibil să fie Amanda. Wop, wop. Nice. Bun, deci aceasta a fost încercarea de a face exact invers față de ce vrea Amanda. Dar acum haideți să luăm caseta cu numărul 4, pentru că există o casetă secretă care ne ascunde desigur ceva. Și hai să vedem cum reușim să ajungem la această casetă. Trebuie să introducem prima dată caseta cu numărul 1 și trebuie să trecem de aceasta. Ok, să înceapă nebunia. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? Acum mă întreabă desigur dacă îmi plac merele, o să spun da. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Acum o să-i arăt unde este magazinul. Și desigur acum mă întreabă dacă pot să spun apple, adică măr. Și o să spun apple. Good job! Now we can make apple pie. Super! Putem să facem plăcintă cu mere. Doar că Wally nu trebuie să mănânce această plăcintă pentru că este alergic. Hai să vedem acum episodul cu numărul 2, pentru că aici de fapt este codul acela secret care te duce la următoarea casetă. Și introducem caseta cu numărul 2. Hi everyone, I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Bun, și acum mă întreabă unde este măcelarul. O să-i arăt direct unde este măcelarul. Și aici o să găsim caseta secretă, pentru că această casetă cred că este ascunsă de măcelar sau ceva de genul acesta. Așadar, aici avem un cuvânt secret și trebuie să scriu aici L-A-M-B.
Amanda se supără desigur, însă o să mai scriu încă o dată L-A-M-B. Mamă, ce nervoasă e și mai scriu încă o dată, dar de data asta scrie ea în locul meu. Deci dacă scriu L-A-M-B, ea o să scrie mit. Mamă, și acum scoate cardia măcelarul acolo, ofeliază ca lumea, dar după ce va fi scoasă această casetă, o să vedeți ce o să se întâmple. Haide, măcelarule, taie acolo cărdița. Ok, se uită Amanda către Wally, Wally se sperie și acum când o să iasă caseta cu numărul 2, o să vedem în stânga că mai avem încă două casete. Deci deja ne-am uitat la două, însă mai avem încă două, ceea ce înseamnă că aceasta este caseta cu numărul 4. Scrie aici episod, dar nu se vede cifra pentru că a fost ruptă eticheta. Frate, dar e clar că e caseta cu numărul 4. Și hai să băgăm această casetă să vedem ce se întâmplă. Bă, că sunt curios. Ok, super creepy. Deci era o zonă încercuită, ceea ce înseamnă că acolo se petrece totul? E posibil, poate este harta împrejurimilor, gen, și acolo se petrece toată acțiunea. Și aici trebuie să scriem ceva. Din câte am înțeles, codul secret este Wally. Este numele oiței și se și potrivește ca și litere. Hai să vedem. W-O-O-L-I-E. Cred că așa era, sau cu 2 de L. Ah, dar îmi bagă din nou finalul ăsta. O să introducem prima casetă. Hai să vedem ce ne spune Amanda. Să înceapă distracția. La început, cele două personaje se prezintă, o avem pe Amanda și mă întreabă dacă îmi plac merele, așadar o să spun că da. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Aici intervine partea super ciudată pentru cei care nu știți și se referă la faptul că Amanda îi spune lui Wally să mănânce mere, deși Wally ne spune că este alergic la mere. Deci ai obligat pe cineva să mănânce ceva la ce este alergic? Foarte suspect. Hai să vedem să-i arătăm unde este magazinul. Și ne putem da seama că încearcă să-l spele pe creier pe Wally pentru că Wally ne spune că este plin magazinul de oameni. Însă noi putem să vedem că este gol magazinul, adică sunt doar ei doi în magazin. Probabil că Wally vede cu totul altfel magazinul față de cum îl vedem noi. Și acum mă întreabă Amanda dacă știu să spun măr și o să scriu apple. După care ne spune că putem să facem prăjitură cu mere. Dar aici a fost un secret foarte înfricoșător pe care nu l-ați văzut cu siguranță. La final, înainte să iasă acea casetă, avem un generic care rulează pe ecran și acolo avem un mesaj. O să pun chiar acum mesajul, adică o să dau cu încetinitorul ca să vedeți exact ce scrie acolo, pentru că este foarte ciudat. Sper că sunteți pregătiți, hudinașilor, pentru că acum o să vedeți mesajul secret. Hai să-i dăm play și avem genericul, însă se mișcă cu încetinitorul. L-am dat foarte încet și acum o să avem primul cuvânt secret și anume, ia să vedem, târnă, este încercuit cu roșu. După care, hai să vedem următorul cuvânt, care este foarte apropiat și este the TV, adică
televizorul. Și hai să vedem acum puțin și mai departe, pentru că sunt mai multe cuvinte secrete ascunse aici. Este un mesaj, frate, și următorul cuvânt ar fi... ia să vedem, off, mamă, deci până acum avem turn the TV off, adică oprește televizorul, și hai să vedem și ultimul cuvânt ascuns, care este, ia să vedem care este ultimul cuvânt, și este now, adică turn the TV off now, stinge televizorul acum, și now este scris foarte, foarte mare, o să pun așa să-l vedeți în circuit, pentru că Wally, cred eu, că încearcă să ne avertizeze să stingem televizorul în clipa aceasta și să nu ne mai uităm la acest desen, pentru că probabil Amanda încearcă să ne spele și pe noi pe creier. Este posibil să se întâmple asta, frate. Deci acesta ar fi primul secret, care de fapt este un mesaj ascuns. Desigur, acum vreau să ne întoarcem la începutul casetei cu numărul 1, pentru că mai am încă o înregistrare dată cu încetinitorul și vreau să vă mai arăt încă un secret aici. Deci dacă lăsăm să meargă cu încetinitorul, o să vedem asta. Se poate vedea ceva acolo unde am încercuit cu roșu ca un fel de gheară. Și dacă ne uităm mai bine, se și mișcă, deci putem să ne dăm seama că e posibil ca acolo să fie gheara monstrului. Poate că monstrul stă acolo în spate și o veghează pe Amanda, o controlează de acolo și astfel ea încearcă să îi spele creierul lui Wally. Să-mi scrieți și voi acolo în comentarii ce credeți voi, dar eu cred că asta s-a întâmplat. Deci gheara se observă acolo și cu siguranță seamănă cu gheara monstrului. Mama mia! Băi, este un secret foarte, foarte șmecher. Deci se mișcă acolo și e clar că e gheara unui monstru. Hai să vedem acum și mai multe secrete. O să pun joculețul pe ecran și o să scot filmarea, pentru că o să introducem caseta cu numărul 2. Dacă nu știați, pe această casetă putem să facem o grămadă de lucruri interesante. Cum ar fi? Ia stați așa să vorbească Wally. Putem să o enervăm foarte, foarte tare pe Amanda, pentru că o să-i arătăm, de exemplu, că vrem să mergem la magazinul de înghețată, deși ea ne spune că trebuie să mergem la măcelărie să-i luăm carne la bunicuța, și Wally ne spune că e vegetariană. Deci încearcă Amanda să forțeze pe toată lumea să facă lucruri pe care nu vor să le facă. Și hai să alegem acum magazinul de înghețată. Mamă, deci asta vă spuneam, putem să facem foarte, foarte multe lucruri interesante. S-o derutăm pe Amanda și în felul ăsta o să aflăm chestii noi de la Wally. Când am ales magazinul de înghețată, Wally a dat din cap să nu-i arăt unde este măcelăria. Și de asemenea era și partea de început când Wally încerca să ne avertizeze să nu ne mai uităm probabil la acest desen, dar Amanda a intervenit foarte, foarte repede și nu l-a lăsat pe Wally să continue. Hai să mai selectăm încă o dată magazinul de înghețată. Mamă, ați văzut la Wally? Din nou, nu-i venea să creadă că Amanda tocmai a scos magazinul de înghețată și nu mi-a dat de ales. Holy mama, foarte, foarte ciudat. Dar nu se termină aici, pentru că dacă mergem la măcelărie, acolo o să putem să deblocăm caseta cu numărul 4. Hai să dăm pe măcelărie. Acum măcelarul ăsta desigur este foarte, foarte ciudat, adică...
Acum Amanda ne-a întrebat dacă putem să-i cerem măcelarului pentru ce am venit. Adică practic să-i cerem carde și o să scriu, de exemplu, dacă vreți să vă deblocați caseta cu numărul 4, trebuie să scrieți oiță. Dar de fapt scrieți miel și anume scrieți lamb, deci L-A-M-B. Și ați văzut, Wally deja ne face semn să nu-i spunem măcelarului ce dorim. Oare se referă la Wally? Adică e ca și cum măcelarul urmează să ne-l pregătească pe grătar pe Wally din moment ce putem să scriem și lamp și deblocăm un secret nou? Hai să mai scriem încă o dată să o enervăm pe Amanda. Babă, ați văzut cât de agresivă a fost pentru câteva secunde, după care pare din nou fericită. Și acum mai există aici încă un secret pe lângă caseta cu numărul 4. Dacă, de exemplu, tu scrii de mai multe ori ce vrei tu, la Amanda nu-i convine de sigur și atunci ea te forțează să scrii ce vrea ea. De exemplu, dacă eu acum încerc să scriu din nou L-A-M-B, o să-mi scrie ea automat meat, adică eu apăs cu totul alte litere, poți să ștergi, să scrii din nou și ea te forțează să scrii ce vrei tu. De exemplu, eu apăs pe L, ea îmi pune M, dacă scriu, de exemplu, A îmi pune E, M îmi pune A și dacă pun B acum, ea o să-mi scrie T. Da, asta este foarte, foarte ciudat. Și acum măcelarul se apucă acolo să taie, dar din moment ce eu am scris cuvântul secret, o să îmi deblocheze a patra casetă. O să vedeți asta în câteva secunde. Haide, măcelarule, taie cărnița! Babă, ia uite și cum se uită Amanda la Wally și Wally se sperie dintr-o dată. Și acum am deblocat, desigur, caseta cu numărul 4. O avem acolo în stânga, deci vedeți că scrie acolo episod, dar nu scrie și episodul, este ruptă eticheta, dar cu siguranță este caseta cu numărul 4. Și dacă introducem această casetă, o să vedem locația secretă unde se întâmplă totul. Avem acolo încercuit unde este pădurea aceea, este un loc super, super secret și aici, desigur, există un cuvânt secret. Momentan nu l-am găsit pe cel care ar activa ceva, însă, din câte am înțeles, este numele oiței, adică Wally. Dacă scriem W-O-O-L-I-E, apare dintr-o dată tot mesajul acesta ciudat și apare creatura, frate, care aparent stă în spatele tufei și o pune pe Amanda să facă chestii. Adică eu cred că o controlează și pe Amanda, ceea ce este foarte, foarte ciudat. Haideți acum să o luăm de la capăt, o să punem din nou caseta cu numărul 1 pentru că trebuie să ajungem la caseta cu numărul 3. Avem și acolo secrete. Se poate observa acolo gheara în dreapta la tufă, exact cum v-am arătat eu cu încetinitorul. Hai să scriem că da, ne plac merele. Acum mă întreabă unde este magazinul, o să aleg direct magazinul. Da, sigur, putem să spunem apple. Good job! Now we can make apple pie. Și acum o să vedem genericul pe care vi l-am arătat cu încetinitorul, unde este mesajul secret. Bun, acum trecem la episodul cu numărul 2, dar de data asta o să scriem exact ce vrea Amanda, pentru că avem nevoie să ajungem la episodul cu numărul 3. Hai să vedem. Introducem caseta. Hi everyone, I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Din nou Amanda ne întreabă unde este măcelarul. Hai să mergem la măcelar să luăm carne pentru bunica vegetariană, ceea ce e super ciudat.
Mamă, și aici se întrerupe așa puțin transmisiunea, nu știu. Și cum face Wally? Nu, 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 spune! În fine, o să zicem că vrea bunicuța carne, deși este vegetariană. Și acum măcelarul scoate cărnița și o taie. Băi, dar e super ciudat, înseamnă că e carne de oiță acolo. Oh, nu, mama mia. Ok, foarte, foarte dubios. Dar hai să vedem acum cum se întoarce Amanda la Wally și Wally se sperie dintr-o dată. Și când o să ajungem la caseta cu numărul 3, acum o să vedeți că aceasta ascunde noi secrete, frate. Deci găsești secrete pe toate, toate casetele. Și hai să ne uităm foarte, foarte bine și la această casetă, pentru că vreau să vă arăt ceva. It's dark out. Let's go home. Acum Amanda ne spune că s-a întunecat afară și este timpul să mergem în casă. Și dacă vă uitați la această casetă, din prima puteți să vedeți ceva foarte ciudat. Și anume, unde este Wally? În fiecare filmare există oița Wally până la această casetă. Aici se schimbă totul și dacă vă uitați pe jos puteți să observați creierul lui Wally. Băi, deci înseamnă că Amanda împreună cu entitatea aceea, cu creatura, au scăpat de Wally. Mamă, a mai rămas doar creierul din el. Îmi pare rău, oiță, ai fost o oiță de treabă. Deci, din păcate, a mai rămas doar creierul. Așadar, Wally s-a dus. Și acum vreau să vă mai arăt încă un secret. Pentru că mai există încă un secret aici foarte, foarte înfricoșător. Dacă vă uitați bine, putem să observăm aici în stânga casa și în dreapta leagănul. Însă există și luna, frate. Și dacă o să alegem acum leagănul, adică exact ce nu vrea Amanda, pentru că ea vrea să mergem acasă, o să vedeți că o să șteargă până și luna de pe cer, ceea ce este foarte, foarte înfricoșător. Adică să aibă o putere atât de mare încât să șteargă și luna. Deci i-am arătat leagănul, s-a enervat, mai îmi arată încă o dată să mă duc acasă și o să apăs din nou pe leagăn. Deci fiți atenți, bro! Asta înseamnă că e foarte, foarte rea. Adică să scoți până și luna de pe cer, foarte înfricoșător. Cam acestea au fost secretele hudinașilor. Acum ne pune să alegem casa. După care o să-i vedem adevărata față imediat pentru că o să batem la ușă. Mamă, uitați-o! Se transformă efectiv. Aceasta este adevărata față a lui Amanda. Și din nou trebuie să scriem un mesaj secret. Din câte am înțeles eu, prin vocea aceea groasă ne spune say hello. Adică să spunem hello, așadar o să scriu hello. Și apare din nou mesajul acela, după care o să vedem creatura care este destul de înfricoșătoare. Mamă, ziceți voi acolo în comentarii dacă nu e înfricoșătoare, însă pe mine mă sperie destul de mult. Deci cam acestea au fost secretele noi, sper că v-au plăcut. Dacă o să mai găsesc și altele, o să vi le arăt cu siguranță. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!